român cu care ne mândrim. O operă care a marcat destinul artei universale. Statul francez deține acum valoroasa colecție Brâncuș din atelierul parizian. Darul făcut statului francez de Brâncuș putea fi al României dacă decidenții din anii 1950-1960 aveau deschiderea de a-l primi. Invitați Pavel Șușară, critic și istoric de artă scriitor, și Cornel Mihalache, regizor și jurnalist. Pur și simplu, Brâncuș. Vineri de la ora 19 la TVR2, TVR HD, TVR+. O campanie a televiziunii române.